Haideți să vedem cu ce rămânem din lecția de astăzi. Este bine să trăim în adevăr. Dacă trăiești în adevăr, dacă fiecare faptă de-a ta și fiecare cuvânt de-al tău se leagă de adevăr, și dacă în toate și în tot cauți să te apropii de adevăr, vei găsi în tine resurse de bine care să te ducă pe calea cea dreaptă. Domn profesor, eu am înțeles. Adevărul e atunci când tu zici ceva și după aia zic mai mulți. Și după aia zic toți. Deci, dacă toată lumea spune că ceva e adevărat, înseamnă că e adevărat. Nu! Adevărat e ce ți se întâmplă ție, nu ce spune toată lumea.